Da, bună seara doamnelor și domnilor, pe Facebook deja suntem în direct. Începem emisiunea Ora Adevărului cu informația de breaking news și anume că Laurențiu Ciobotărică a fost reținut de IPJ Gorj într-un dosar despre care se vorbea mai de mult. Acuzația este abuz în serviciu, este acuzat că ar fi prejudiciat compania cu 1.200.000.000 de lei vechi. Este vorba de o sumă pe care ar fi acordat-o la momentul la care s-au încheiat relațiile contractuale dintre companie și Aurel Medințu, directorul Departamentului de Energie la vremea aceea. Alături de mine în studio este Liviu Andrei, candidatul pe Gorj la primăria Târgu Jiu. Îl așteptăm în continuare pe Octavian Lupulescu, candidatul PNL la primăria Târgu Jiu. Dânsul a confirmat prezența în această seară. Liberalii știu deja de aproape o săptămână că sunt programați la această emisiune, dar cum a întârziat și președintele, co-președintele Dan Vâlceanu, probabil că asta e strategia liberalilor, să ne facă să-i așteptăm. Nu cred că e un semn de respect din partea lor vis-a-vis de postul de televiziune, vis-a-vis de dumneavoastră, domnule Liviu Andrei, dar dacă e Alex, se poartă așa treaba lor. Spuneți-mi cum vedeți reținerea domnului Ciobotărică, repet, managerul uneia dintre cele mai mari companii din România. Doamna Gângevanu, nimic nu este întâmplător. Eu am mai prezentat punctul meu de vedere la diferite emisiuni și am spus foarte clar că atitudinea aceasta de indiferență și faptul că n-a răspuns niciodată la chemarea străzii, la chemarea oamenilor politici care au făcut tot felul de interpelări în cazul domnului Ciobotărică, a fost pentru mine semne clare de alarmă. Și iată că ele s-au confirmat acum. Din punctul meu de vedere, instituțiile statului își vor face treaba, iar vinovăția va fi confirmată, iar atunci când va fi confirmată, va trebui să își facă pedeapsa. Nu mi se pare normal. Ce vreau să vă spun? În momentul în care ești directorul unei asemenea mega structuri, cea mai importantă din țara asta și importantă și peste hotare, să fie atât de indiferent, este clar că oameni care au avut acces, care știu despre ce este vorba, se întreabă. Dom'le, dar de ce omul ăsta nu are nimic cu poporul ăsta care muncește și nu spune absolut nimic în ajutorul poporului? Greșelile, eu cred că vor fi clare. Nu cred că procurorii anticorupție nu-și fac datoria din contră, cred că își fac datoria cu responsabilitate. Vor stabili foarte clar și atunci vom vedea de ce s-au întâmplat atâtea. Iar punctul meu de vedere acum, și mi-l spun în direct și în premieră, domnule, pentru această companie ne trebuie un gorjan. Ne trebuie un om care știe ce e aici. Ne trebuie un om care simte, care respiră gorjenește și care trebuie să facă ceva pentru gorjeni. Care atunci când Liviu Andrei sau oricare alt politician din spectrul politic al gorjenesc face un apel, să se plece un pic așa, cât de cât. Nu să se facă numai că face. Să facă ceva pentru gorjeni. Iar în momentul în care anunț că nu este absolut nimic de făcut decât să dai afară vreo 4.000 și nu știu câte persoane până în 2018 sau 2020, mi se pare incredibil. Bun, dar dincolo de toate păcatele din punct de vedere managerial, acum vorbim despre o reținere. O greșeală care a făcut-o din punct de vedere managerial. Gravă. Adică în momentul când faci un contract de muncă pentru o persoană... Nu făcuse el. Dar l-a pus în aplicare? Ești la fel de vinovat ca și cel care l-a făcut. În momentul când te duci într-o instituție, dacă vrei să fii manager cu adevărat, doamna Gângeveanu, ai așa, ai legea pe care o ai în tine. Legea așa cum a făcut-o legiuitorul și spui, aici eu decid. Dar cum decid? Până aici vreau să văd ce e. E bine? Nu este bine? Și în momentul ăla, în momentul în care ți-ai făcut, ți-ai liniștit treaba și pleci mai departe, atunci totul este ok. Dai socoteală. Dar dacă iei toate și acum va veni cu spuse de genul, păi nu eu l-am făcut, păi l-au făcut alții înaintea mea, dar tu l-ai pus în aplicare. Cum adică nu l-ai făcut? Așa am înțeles că s-a pus de acest contract al lui Medințu. A dat, ca să-l convingă probabil să plece pe domnul Medințu, i-a acordat ca despăgubire, ca o plată compensatorie, nu știu detalii pentru că informațiile vin în momentul de față și încă nu le avem complete. Un fel de șpagă? Nu știu dacă șpagă. Din moment ce e acuzat că ar fi prejudiciat compania cu 1.200.000.000, mă gândesc că nu e ok felul în care a plătit banii ăștia. Adică îi dai cuiva banii fără să întrebi Consiliul de Administrație, fără să pui, să aduci la cunoștința opiniei publice, că îi dai și... Cum îi dai?
Ce e societatea personală? Dacă ai un SRL-ul, e al tău și nici acolo nu poți să încalci legea, pentru că sunt niște reguli foarte clare după care se conduce și un SRL-ul. Trebuie să respecti legea. Gândiți-vă că nu l-ai respectat, e clar că încalci legea și procurorii anticorupție, după cum vedeți, nu stau, ei veghează. Bun, ce înseamnă asta pentru companie? Pentru că în perioada asta compania o duce rău. Sunt luni de zile în care compania a produs puțin, a intrat cu puțin pe piață. Pe piața de energie trebuie să fii mereu prezent, să semnalezi atunci când ești nedreptățit de ANRE. Știți foarte bine că e mereu o luptă pentru cel care e în fruntea companiei. Ce înseamnă pentru companie nebunia asta? Pentru că, iată, vorbim acum că este la audieri directorul juridic al companiei, adică unul dintre cele mai importante departamente. Vorbim despre directorul de resurse umane care se discută că este... Cei mai importanți oameni. Exact. Și vorbim de managerul acestei companii, iată, reținut. Ce se întâmplă cu această companie? Plutește? Ce e? Doamna Gingeva, în momentul când apare un act oficial, o decizie oficială a directorului general, ea trebuie să fie, să aibă avizul directorului juridic și al celui de la resurse umane. Depinde de cum este. Deci sunt cei mai importanți oameni care erau în fruntea companiei. Toată lumea o să spună că este o palmă dată companiei, că este o palmă dată județului. Eu vă spun că nu-i doresc răul domnului Ciubotărică, ferească Dumnezeu, să-și dovedească nevinovăția și totul este în regulă. Nu eu sunt cel care acuză, sunt procurorii anticorupție care acuză, dar nu cred că procurorii anticorupție acuză fără să aibă motive temeinice. Dar toți pe care îi veți întreba, va spune altă palmă pe obrazul județului Gorj, altă palmă pe obrazul celor din conducerea județului, altă palmă pe obrazul complexului energetic Oltenia, altă palmă ministerului, altă palmă guvernului, altă palmă țării. Eu vă spun că dânsul este acolo, a greșit, e treaba dânsului să-și dovedească nevinovăția, dar poate că tot rău este spre un bine și va veni un manager al acestei companii gorjean care respiră gorjenește și care se va aplica asupra problemelor reale pe care le are acest complex. Eu nu sunt specialist. Eu nu pot discuta din real specialistului. Și orice instituție, și cum avem și noi partidul, sunt oameni specialiști care avem un partid care discută. Dar ca orice persoană, ca orice om politic, eu cred că de aici încolo, compania asta trebuie să facă tot ce este posibil pentru angajații pe care îi are și pentru a se menține la un anumit standard. Pentru că asta e cel mai important lucru, să te menține la un anumit standard. În momentul în care te vaiți că tot timpul nu merge nimic, și în momentul în care vezi că peste noapte, de nu știu unde, din Ucraina se ia energie, din Polonia se ia energie, iar noi producem energie și pleacă cu un preț, se vinde cu un alt preț pe piața din România sau pe alte piețe, intri în tu ca cetățean de rând și zici, bă frate, de ce nu merge economia noastră acolo? De ce cumpărăm din altă parte când avem noi aici? De ce dăm afară când ar trebui să producem noi? Și atunci poate că tot rău este spre un bine. Zic eu. Să mă ierte cei care cred că am greșit în momentul ăsta, dar eu discut în folosul gorjenilor, în primul rând, nu în folosul altor. Și folosul companiei care practic ține toată regiunea asta în viață. Și fără țara, doamna Gângeoveanu, și țara o ține. 30% din necesarul de energie poate fi asigurat de complexul energetic Oltenia. Sigur. Da, este o situație extraordinară. Colegii mei, de asta îmi cer scuze câteodată mai aplec din la telefon pentru că aștept informații noi de acolo. Avem deja echipă care așteaptă să vadă dacă ce se întâmplă cu doamna Gianu, dacă va mai ieși liberă sau nu de la aceste audieri la care participă în momentul de față. În secunda care se vor finaliza, o să anunțăm pe post ce se întâmplă. Aș vrea să, și o să mai revenim, sigur, pentru că sigur, este subiect extrem de important, o să mai revenim la acesta. Aș vrea să vă rog să comentați pentru câteva secunde care credeți că este motivul absenței domnului Octavian Lupulescu. Repet, staful dumnealui de campanie, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, a confirmat prezența în această seară a domnului Octavian Lupulescu la ora 21. Iată, nu este prezent. Doamna Gângeva, nu mă pot pronunța vis-a-vis de... Nu, dar care este relația? Poate din vina dumneavoastră n-a vrut să vină, mă gândesc, nu știu. Nu cred. Ne cunoaștem de prea mult timp. Mai presus de orice, suntem vânători. Membrii aceiași asociații județene a noastră o întărim. Suntem oameni serioși. Nu cred. Se poate să fi avut o problemă care să-l fi reținut. Zic eu. Din ce-l cunosc eu.
În rest... Cu asta cu reținut. Să nu vorbim. Să nu folosim cuvinte da, în exact, alt sens. Care în alt deja sens. Pot fi da, interpretate. Să fie interpretate. Nu, nu cred că este un, se încadrează. Iar dacă se încadrează în persoanele care le este frică de a se confrunta cu mine, înseamnă că am ajuns într-un moment în care nu este în regulă în județul ăsta și, și în special în municipiul ăsta. Eu mai confrunt... sunt și alte exemple de persoane care se tem de o confruntare? Nu cred, nu știu. Nu am cunoștință. Eu mă confrunt cu oricine, eu pot să spun de mine. Indiferent cine vine, cu unde am confruntare, mă duc și mă confrunt. Dacă n-am soluții, nu am. Și spun, domne, n-am soluții. Am fost în funcții foarte înalte și știu despre ce este vorba, știu cu ce se mănâncă administrația și dacă nu am o soluție, recunosc. Tot timpul voi recunoaște atunci când nu știu, dar șansa mea este la ce candidez eu, la primăria municipiului Târgu Jiu sau la Consiliul Județean, că acolo te bazezi pe un aparat foarte puternic și pe niște consilieri. Consilieri care vor fi membrii unor comisii și poți să-i folosești foarte bine în a-ți rezolva problemele. Ei, ca prefect nu poți să te bazezi pe chestiuni de genul de decizie, trebuie să le iei tu și trebuie să știi foarte bine legislația. Da, mă uit că o să-i rog pe colegii mei să facem cumva să și arate telespectatorilor că nu vorbesc prostii și că purtătorul de cuvânt al PNL Gorj anunțase și confirmase prezența la această emisiune a domnului Octavian Lupulescu. Anunța asta pentru că CNA-ul ne obligă să anunțăm deseori dacă unul dintre cei care ar trebui să participe la emisiune nu sunt prezenți. Deci, nu știu dacă pot colegii mei să filmeze mesajul așa de aproape. Cred că se vede. Așa. Bun. Ne-am lămurit. Să venim la subiectul dezbaterii din această seară. Veți dezbate cu mine. Vă rog. În doi. Da, și pentru că liberalul ar fi trebuit să fie prezent, începem de aici. Liberalii au anunțat ca program pentru această campanie de alegeri locale următorul program. Lege și locuri de muncă. Doamna Gângeveanu. Care e replica dumneavoastră la asta? A Partidului Mișcarea Populară și a dumneavoastră Liviu Andrei pentru Târgu Jiu. Doamna Gângeveanu, legea sunt eu. Pe unde am umblat și prin funcțiile care am fost, legea am fost eu. Legea e omul care o aplică. Ca să faci lege, trebuie să ți se dea mandatul. Locuri de muncă? Toată lumea știe că este nevoie în Târgu Jiu de locuri de muncă. Peste tot pe unde merg și vreau să vă arăt astăzi, am fost într-o vizită prin Târgu Jiu, astăzi, în cartierul de Barcader, un cartier mai sărac decât celelalte cartiere și în lotul lui, foarte sărac, am stat de vorbă cu toată lumea, cu o grămadă de lume și mi-au spus problemele pe care le au. În momentul în care spui lege și locuri de muncă, asta e o chestiune extrem de generală. Toată lumea poate să spună chestiunea asta. Soluțiile, care sunt soluțiile? Vedem soluțiile. În momentul când spui lege, ce lege? Că nu cred că e vorba de legea cu parul și cu pistolul. Dacă asta e vorba de legea asta, mă îndoiesc că poți să faci administrație cu parul și cu pistolul. Legea, adică respectarea legii, așa cum a făcut-o legiuitorul. Cum a pus-o el încadrată? A, că Liviu Andrei spune că nu-i bună, Gabriela Gângeveanu spune că nu-i bună. E treaba noastră, părerea noastră. Dar dacă legiuitorul așa a făcut-o, suntem Parlamentul obligați. României, suntem obligați toți să o respectăm. Iar dacă vom veni și vom citi în 215 despre administrația publică, despre consiliile locale, despre consiliul județene, despre primar, consiliul județean, despre primariul general al Bucureștiului, al sectoarelor din București, că sunt stipulate toate pe bucățele. E, vei vedea, vom vedea acolo, vom vedea la tot ceea ce scrie în datorile pe care le are primarul sau consiliul local, sau consiliul județean sau președintele consiliului. Spune în conformitate cu legea. La final. Spune primarul este cel care asigură siguranța cetățenilor, asigură vizualizarea decretului și aduce la cunoștința cetățenilor și implementarea decretelor președintelor, ordinele guvernului, ordonanțele de urgență ale miniștrilor. Mă rog, când spune treaba, spune în condițiile legii.
Deci nu spune că așa a zis Andrei sau așa a zis nu știu care ministru care a fost... Deci în condițiile, legea nu are cum să nu fie. Ea este în interiorul primăriei. N-ai cum să spui tu că faci lege. Legea este în interiorul primăriei. A, mi-ai dat mandatul? Legea sunt eu. Liviu Andrei. Am intrat în primărie și în momentul când am intrat în primărie trebuie să știu ce e acolo. Poate că lucrurile sunt bine puse la punct. Eu nu am chestiuni de genul ăsta. Nu faceți speculații. Nu fac speculații. Nu știu ce este acolo. Lumea spune că pe un butoi de pulbere. Unii spun că e mai așa. Dă-te-o ce acolo. Trebuie să vezi. Pentru că vine hârtia de ordonator de credite. Pentru că ești ordonator principal de credite. Și vine hârtia. Trebuie să o semnezi. Ce faci? Semnezi ca primarul. Nu, aia e o vorbă care, Doamne ferește, să nu mai fie pe nicăieri, pentru că eu de ce fac semnăturile, ce fac semnăturile ca primarul? Te vezi ajungi acolo, să fii reținut. Te duci și vezi așa. E, în momentul când ai semnat chestiunea asta, să știi că semnezi tu, ești foarte sigur de ceea ce este în primărie, n-ai treabă cu restul, că restul ce s-a întâmplat, eu, uite, sunt instituțiile statului pregătite și își fac treaba. Nu-i interesează pe noi ce am. Pe noi uite de acolo, de momentul din 5 iunie, spune legea că în 25 de zile sau 30 de zile, nu mai știu exact, trebuie pusă în aplicare hotărârea electoratului și se instaurează noul Consiliu Local și după ce se instaurează Consiliul cu toată tevatura lor, cu tot ce trebuie să facă, să depună jurământ, să, mă rog, acolo, după aceea primarul depune jurământul în fața noului Consiliu ales și din momentul respectiv ești primar, ești ordonator tețiar de credite, ești omul care apre Târgu Jiu, ești omul care reprezinți, ești emblema Târgu Jiului. Și în momentul ăla trebuie să știi ce faci. În condițiile acestea, legea, din punctul meu de vedere, când ai deschis ușa primăriei, ce ține de primărie este în interior. Deschizi ușa prefecturii, este în Consiliul Județean și în prefectură. O știm noi foarte bine. Locuri de muncă, doamna Gângeveanu, asta e cea mai mare problemă pe care o au târgujienii. Dar eu cum faci ca primar legal locuri de muncă? Am auzit tâmpenia asta de la atâta lume. Că poți să creezi niște condiții pentru investitori. Da, just. Ai posibilitatea asta. Dar de ce să... Că asta mie mi se pare o minciună. Faptul că sloganul tău de primar ăsta e că faci locuri de muncă, asta este cumva o încercare de manipulare. Tu, ca primar, legal, n-ai cum să faci niciun loc de muncă. Punct. Poate, sigur, eventual, prin primărie să faci 3 angajări. 5, cât îți dă voie legea în funcție de dimensiunile primăriei. De la nu discutăm. Alea sunt angajări din interiorul administrației. Nu vi se pare că totuși manipulăm în continuare oamenii spunându-le, da, eu o să-ți fac 50 de locuri de muncă, eu o să-ți fac 100, eu o să-ți fac 1 milion, cum spunea PSD într-o campanie electorală. Eu nu manipulez niciodată, eu nu promit absolut niciun loc de muncă. Nu zic de dumneavoastră, vorbim de lege și locuri de muncă. A, de ce? De sloganul care l-au... Și nu numai de liberal, că nu sunt singurii care promit. În momentul în care pronunți treaba asta cu locurile de muncă, asta este extraordinar de largă. Și în momentul... Ce așteaptă târgujenii noștri? Așteaptă ceva soluții. Concret, exact, niște concret. Soluții. M-au întrebat două doamne foarte sărace și necăjite. Și spun, domne, ne faceți și nouă un loc de joacă aici? Că încercăm să... N-avem unde să ne ducem, domne, e departe. Dar uitați, avem locul ăla de acolo. Dar zice că e așa, e al unei femei, i-a oferit niște bani, n-a vrut să-l dea, a vrut mai mult. Dar noi avem nevoie în cartierul ăsta amărât, lotrului aici, care e, vai, mama noastră, când ați vedea ce este prin la blocuri, nu mai apă, numai asta, am zis că mă duc să pescuiesc, poate găsesc un șobolan pe acolo să-l pescuiesc mâine, poi mâine. Sau poate găsesc pește, nu se știe. Am vorbit cu ea și am spus, doamnă, eu nu pot să vă promit treaba asta. Dar ce ne promit? Nu vă promit nimic. Doamne, ce vă apreciem pentru chestia asta. Nu vă promit, pentru că nu știu ce e, nu știu ce pot să fac. Da, mi-am propus și eu în programul meu să înființez un parc industrial și să acord facilități. Dar pentru a înființa parcul ăsta industrial trebuie să am mandatul și să văd unde pot să-l fac. Da, vreau să fac zonă metropolitană. Cum au făcut Satul Mare, cum au făcut alte orașe din țara asta și a ieșit bine. Fac zonă în care Târgu Jiu să fie pilonul central, iar comunele limitrofe să vină în zona metropolitană. Și în condițiile astea, voi avea terenuri. Și în special mă gândesc terenul dintre Leș și Rasovița sau terenul dintre Bârsești și Frătești, unde este un teren foarte lung acolo, unde poți
să faci, să te gândești, să faci un parc industrial, să-i aduci pe investitori. Ce vor investitori? Pentru că nu ai cum să faci locuri de muncă la nivel macro dacă nu faci un parc industrial să chemi investitorii. Dar de ce credeți că actualul primar, totuși primar de atâtea mandate, n-a reușit să facă sau nici n-a început să facă un parc industrial? Care e explicația dumneavoastră? Doamna Gângeveanu, din respect pentru târgujeni, nu mă pronunț în sensul, pentru că nu știu ce a făcut domnul Cârciumaru. Nu știu de ce n-a făcut acest parc industrial. Credeți că există vreo scuză din punct de vedere al legii? Poate n-a reușit să facă legal un parc industrial, nu. Poate nu există terenuri. Lege, doamna Gângeveanu, nu există așa ceva. Deci nu te poate îngrădi cineva? Nu. Nu, dacă vrei să faci, știi ceva, la început, când am, prima emisiune pe care am avut-o în luna martie, am fost cu un politician, nu vreau să-i dau numele, și zice, domne, pentru a putea să aducem investitori, ne trebuie o stradă, de la Craiova la Târgu Jiu, că acolo avem aeroportul, știți că investitorii doresc să aibă aeroport, să aibă un drum expres măcar. Și eu am spus, domne, facem tot posibilul, nu plecăm de nicăieri, facem o echipă puternică pentru fonduri europene, încercăm ceva. Nu se poate, pentru că master planul este aprobat până în 2020. Dacă ăsta este punctul de vedere al administrației, doamna Gângeveanu, sau o parte din liderii politici din județul Gorj, eu mă îndoiesc că județul ăsta poate să progreseze. Pentru că în momentul în care spui că nu se poate, eu nu sunt de acord cu treaba asta. Master planul se poate schimba prin toate măsurile luate de guvern și prin felul în care te duci și ei nu să te duci să protestezi la guvern sau să iei măsuri din astea represive. Nu! Să spui problema care o are acest județ. Să spui că suntem cu acest complex energetic Oltenia care trag toți de noi. V-am spus eu ceva în pauză, dar nu vreau să mai... Sunt interese foarte mari. Mai vine o pauză și îmi spuneți acum. Sunt interese foarte mari din afară pentru acest complex energetic Oltenia și mi-asum ce spun. Interese despre care s-a mai discutat, dar la modul concret nimeni n-a reușit să facă nimic până acum, deși despre interesele astea foarte mari au vorbit miniștrii, au vorbit senatori, au vorbit deputați, au vorbit secretari de stat și cu toate astea interesele există și CEO nu e cu nimic mai, cum să zic, ieșită din această încleștare. CEO este în încleștare ca într-un cocon, stă tot timpul ca în fiecare dimineață, doar nu fi ceva ca să explodeze, înțelegeți? Nu se vorbește pentru că totul este securizat. Nu trebuie să știe nimeni de chestiunile astea. Dar de ce? Că e soarta noastră, e viața noastră în joc. Doamna Gângeveanu, nu sunt îndreptățit să spun mai mult decât v-am spus. Știu despre multe, dar nu sunt îndreptățit. Nu am voie să spun pentru că nu am voie. Asta este. Păi dar asta e cu nu am voie, e strict al, cum să zic, ofițerilor dintr-o anumită zonă. Nu. Exclus. Niciodată. Și ceva. Nu sunt ofițer, sunt ofițer, dar sunt legal. Eu sunt legal. Nimeni nu cred, adică nici ea nu cred că sunt ilegal. Nu, eu sunt ofițer al armatei române, cum am fost făcut. Sunteți sub acoperire. Nu, nicio acoperire. Acoperirea mea este, sunt familia mea, copilul meu care îl iubesc ca pe ochii din cap și fata mea din America, pe care vreau să o aduc acasă, pentru că de asta mă lupt și de asta vreau să fiu în conducerea județului, mă lupt să-mi aduc fata acasă. După ce termină specializarea, vreau să vin acasă, fata mea, că eu am crescut-o, singur. Și vreți să vă bucurați de compania, evident, ca toți părinții care au copii. Corect. Luăm publicitate pe TV, în Facebook rămânem în direct, evident. Revenim și în studio, discutam despre blaturi, domnule Liviu Andrei, și e bine că ați adus asta în discuție, pentru că până la urmă sunt niște, cum să zic, niște teorii care circulă în spațiu public. Aia de la mall nu mai discutăm, a fost atât de discutată o să vă spun, așa. O să vă spun pe final, în 7 secunde și cu aia de la mall, ce a fost și ca să lămurim o dată. Nu, dar vis-a-vis de blat, a fost, deci, ca urmare a unei declarații de-a dumneavoastră, au apărut în spațiu public mai multe declarații. Una dintre ele, care a dus cu gândul la această teorie de blat, a fost ca ceva de genul că fasolea PSD-ului l-a ținut pe Liviu Andrei în București, în funcție. Doamne, dacă n-am citat precis, dar acolo e, în zona aia. Doamna Gângeveanu, eu am spus-o de foarte multe ori, nu m-a ținut fasolea PSD-ului și nici PSD-ul m-am ținut eu în București într-o discuție pe care am avut-o de revenire, de revenire în Târgu Jiu. Deci scopul meu a fost să revin în maxim 2-3 luni de zile la patria mamă.
unde m-am născut și unde m-am educat și unde am lucrat toată viața mea. Deci asta a fost înțelegerea pe care... Dom'le, vreau să vin inspector guvernamental la Gorj, dar pentru asta s-a crezut că trebuie o perioadă să mergem, să mă duc la București. După aceea au fost lideri din Gorj care n-au vrut să mai vin eu înapoi. Se știe treaba asta. Nu vreau să-i numesc, nu vreau. I-am numit în precampanie. Deci dumneavoastră spuneți că din contră nu e nici pe departe blat. Din contră nu... niciun blat. Revenim imediat. Vă citesc poziția ministrului în funcție, ministrului Victor Grigorescu, cu privire la situația de la Complex Energetic Oltenia, când avem un managerul interimar reținut, avem la audieri directorul juridic și avem în preaviz pe picior de plecare directorul de resurse umane. Citez. Victor Grigorescu: sunt deosebit de îngrijorat de situația la Complexul Energetic Oltenia și de suspiciunile care planează asupra la unora dintre cei care conduc societatea. Nu avem nicio ezitare în cazurile de corupție și imediat ce vom avea confirmări minime din partea organelor legale, vom începe demersurile de îndepărtare din companie a acestor persoane. Vă reamintesc faptul că avem de gestionat un domeniu excepțional de dificil și faptul că am făcut 3 plângeri penale la Compania Națională a Uraniului, iar subiectul zilei este dosarul Rompetrol, în care Ministerul Energiei s-a constituit în parte civilă. Sunt dovezi clare a moștenirii teribile pe care o are România în domeniul energetic. Doamna Gângeveanu, eu am să fiu extrem de dur cu ministrul Grigorescu. N-am încredere în acest ministru absolut deloc. Când tu ai probleme în companie, în Complexul Energetic Oltenia și în Compania Națională a Uilei, te duci la Petroșani și spui pe Facebook cum înfloresc pomii, mă îndoiesc că te interesează vreun pic cu oamenii ăștia. Vii acum cu comunicat de presă pe care bănuiesc că îl dau cei nu, care... Nu, e pe Facebook, e o postare pe Facebook. Comunicatul ăsta nu e un comunicat de presă, e o postare pe Facebook. De oamenii care îi plătește, care sunt plătiți de minister ca să facă treburi de genul ăsta, care vorbesc în locul lui Grigorescu. Nu l-au tras de mânecă sindicatele? Întreb și eu. Nu l-au tras de mână sindicatele? Nu l-au tras de mână anumiți lideri, printre care și eu, politici? L-am tras de mânecă și am atras atenția. Și am spus, atenție, Ciubotărică, nu este ce vreți dumneavoastră pentru. Sindicatele au spus, trebuie schimbat Ciubotărică. De ce nu l-a schimbat atunci? Dacă nu l-a schimbat atunci, să ducă cu el, să se autodenunțe, să ducă alături de el acolo. Asta trebuie să facă Grigorescu. Asta a trebuit să facă. Să se autodenunțe, să ducă lângă Ciubotărică. Pentru că nu s-a plecat absolut deloc la nevoile de aici. Asta așa în doi peri. Asta e problema. Ce trebuie să facem? Trebuie să-i dăm afară. Că dacă nu dăm afară încă 4.000, nu este eficientă munca acolo și nu putem să trăim altfel. Extraordinar. Da. Deci asta este postarea ministrului în funcție. Spunea că dacă din moment ce va fi comunicat oficial... Nu știu ce așteaptă, probabil o fotografie cu domnul Ciobotărică în arest, atunci va lua măsuri de a îndepărta acești oameni din companie. Nu știu ce soluții are ministerul în momentul de față. Repet, 3 dintre cele mai importante funcții din această companie în momentul de față sunt sub semnul întrebării. Soluțiile trebuiau să vină acum, dacă era un om pregătit. Trebuia să vină cu soluții, dar nu vine cu soluții, vine cu scuze de care n-au niciun sens. Să revenim la ce am vorbit despre blaturi, da? Bun. Să le spunem și telespectatorilor TV Sud că am vorbit numai pe Facebook atunci. Și vreau să spun am apucat și câteva și puțin după publicitate. Blaturi Liviu Andrei nu face în veci cu nimeni și cu nimic. Și n-a făcut niciodată. Mai mult de atât. Vă repet ce a spus domnul David Țoiu. Că nu va face niciun fel de înțelegeri cu nimeni și niciun fel de blat niciodată pe pământul ăsta. În condițiile astea, dacă așa a spus, așa face, eu așa cred, iar noi, cei care suntem acolo, niciodată nu vom face blat. În ceea ce îl privește pe Liviu Andrei, ca om de stat, așa cum am fost până acum, nu intră în discuțiile mele blaturile, n-am făcut niciodată, nu știu ce stare. Bun, nu faceți blaturile. Vis-a-vis de cei de ce la MOL, am fost și eu 3-4 minute, am văzut care este situația, am ce crezut... Ce v-așteptați? Care v-ați fi așteptat să fie, de fapt, situația? Doamna Gângeveanu, la o dacă ar fi fost emisiune... acolo toți contracandidatele Florin Cârciumaru, rămâneați mai dați mult? Voie, îmi dați vă voie, rog. La o televiziune concurentă de-a dumneavoastră... Din, noi nu concurăm cu nicio televiziune locală. O altă televiziune din municipiul Târgu Jiu, am spus așa, mă aștept ca în campanie... Să le dea Dumnezeu minte tuturor contracandidaților mei și mie mintea cea din urmă și să ne întâlnim la o masă rotundă toți, să ne punem proiectele pe masă, toți să vedem dacă s-a făcut, de ce, cum s-a făcut și dacă nu s-a făcut, de ce nu s-a făcut. Și cum putem să plecăm înainte pentru ca a scoate județ, municipiul ăsta pe o altă
albie, să-l orientăm spre altă parte, să, altfel, să facem ca tinerii să nu mai plece, să facem ca cei care au plecat să vină acasă, iar proiectul meu este ca cei care au venit. Deci, atenție ce vă spun acum, ce vreau eu să fac? Vreau să fac ceva pentru cei care sunt afară și au muncit și au făcut bani. Să vină, sunt din Târgu Jiu, să vină să investească în Târgu Jiu, să le fac niște facilități. Și am aruncat chestiunea asta pe rețelele de socializare și aștept cu propuneri. Și vine un amic din Olanda și îmi trimite că, domnule prefect, eu vă ajut cu niște parcări supraterane de câte două mașini, intră 10 și rezolvați problema micilor parcări. Am luat-o, am studiat-o, o voi studia cu consilierii mei. În momentul în care, dacă mi se va da mandatul, voi vedea ce pot să fac. Sunt chestiuni mici, doamna Gângioveanu, dar din chestiunile mari, mici să fac lucruri mari. Asta trebuie noi să facem. Asta ne interesează. De-aia am vrut eu să facem o masă rotundă. Și probabil că unul dintre contracandidați a văzut chestia asta și a zis, hai domnule să ne întâlnim la mall. În momentul respectiv, eu eram plecat din localitate. Și am zis, domnule, nu pot să vin în seara când se pornește campania. Zic, nici nu vin, pentru că s-a luat o decizie că să nu facem în prima seară, să facem în a doua seară afișajul. Iar eu sunt plecat. Nici nu aveați afișe. Ba da, eu aveam afișe. Poate dumneavoastră, nu tot partidul. Doamne, eu aveam afișe. O organizație a Târgu Jiu a avut afișe, dar n-a avut toată lumea. Ăsta e unul dintre afișe. Frumos? Dar pot să-l arăt? Sigur că puteți. Uitați, ăsta este afișul candidatului Liviu Andrei, cu cele trei puncte pe administrație, dezvoltare și turism. Nu ne ducem în fața cetățenilor cu minciuni, încercăm lucruri mici să facem, dar care sunt sustenabile și care le putem pune în aplicare. Pentru că dacă ne venim cu chestiuni de genul să facem drumuri pe sub pământ sau parcări de nu știu câte mii și mii de locuri, nu găsești locația și mințim pe cetățeni. Nu vreau să-i mint pe cetățeni. Asta este prima fața flyerului nostru, iar pe partea cealaltă avem Mișcarea Populară și echipa de consilieri a lui Liviu Andrei, o echipă tânără. Nu avem decât în primii 15 consilieri, nu avem decât două persoane care depășesc 40 de ani, restul sunt 45 de ani, restul sunt chiar până în 40, chiar până în 30 de ani, copii tineri pe care Liviu Andrei nu se sfiește să-i atragă, să stea lângă mine acești copii, să lucreze cu mine, să-i pregătesc pentru schimbul de mâine, iar un mandat, două maxim, mai mult de două mandate, nu voi sta niciodată niciun fel de funcție pentru că îți rupi mintea. E, după aceea să aibă copiii ăștia să vină în locul nostru, să preia funcțiile respective, nu să ne pomenim că este copilul nu știu cui, cărui om cu bani și îl arunci de pe băncile facultății în funcția de prefect, de subprefect, de președinte sau mai știu ce de funcții și habar n-are de ele și bineînțeles că treaba va merge foarte prost. Bun. Asta e punctul nostru de vedere. Aș vrea să mai discutăm ceva. Astăzi toată ziua a fost o nebunie întreagă, scandalul afișelor. Cred că îl știți. A izbucnit ca urmare a afișajului de la Rovinari, unde pe un afiș în care apărea copreședintele PNL Dan Vulceanu și candidatul PNL Laurențiu Chivu, candidatul la primăria Rovinari, erau în partea stângă a afișului, cred că au colegii mei imaginele, pot și arăta pe post, niște citate. Numai că nu erau citate, erau fără ghilimele și însușite de Partidul Național Liberal. Citatele astea veneau de la Papa Ioan Paul al II-lea, de la Walt Disney și așa mai departe. Cum vi se pare lipsa asta de imaginație atunci când îți faci afișul pe de o parte, pe de altă parte să efectiv să plagiezi la modul ăsta grosolan niște, nu știu, gândirea, maximele unor oameni. Unor titani universali, putem să spunem despre ei. Și să iei și să-i pui pe un afiș a unui partid politic. Bine că n-au luat și citate din Brâncuș sau mai știu eu ce, ca să stârnească și mai multă. Doamna Gângioveanu, ce e atâta disperare în campania asta? De ce să se recurgă la genul ăsta de campanie? Care e? M-a întrebat cineva că e o săptămână a început și se va sfârși frumos, elegant. Nu peste tot. Nu peste tot. Oamenii care când gândesc pozitiv pentru zona în care candidează, sigur își vor promova proiectele. Vor vorbi despre proiecte, vor vorbi despre administrație, despre transparența decizională la administrație, care este cel mai important lucru posibil. Doamna Gângioveanu, eu dacă o să vreau vreodată să fac pentru Târgu Jiu, ipotetic vorbind, evident, o televiziune,
a primăriei municipiului Târgu Jiu vin și vă cer ajutorul celor oamenilor de presă care știu eu că fac presă cu adevărat. Vin și vă cer ajutorul. Și până când nu o găsim ca benefică și, că, și cum trebuie făcută, nu o fac. Ipotetic am spus. Deci, în momentul când pleci la un drum din ăsta, trebuie să respecti legea. Fapt, știți ce înseamnă panourile alea publicitare? Panourile alea publicitare se încadrează în niște legi, doamna Gângeva. În momentul când e ca un fel de blasfemie, când te duci acolo și pui tot felul de nărozi din ăstea, aiureli din ăstea, până la urmă e o bătaie de joc să pui ce spune, ce spun titanii universali. Papa Ioan Paul al II-lea este un... Și nu discutăm. Titan universal, domne. Nu poți să spui, te duci și pui că... Nu, e o rușine. E o rușine. Nu știu cine a făcut treaba asta, dar îi transmit pe această cale că este cea mai josnică chestiune care au putut să fac. Dacă au făcut-o liberalii în nume propriu, au făcut o greșeală capitală. Dacă au făcut-o alții împotriva lor, au făcut o greșeală impardonabilă. Liberalii au declarat că greșeala aparține tipografiei și că tipografia va fi obligată să-și rectifice greșeala. Mai apoi am contactat tipografia care ne-a dat următorul punct de vedere. Toate corecturile sunt făcute de clienți, noi nu modificăm absolut nimic pe text. Este o mare înjosire. Ce să înțeleg de aici? Dacă tipografia a spus așa, înseamnă că a fost o comandă fermă dată de către un partid politic, în speță Partidul Național Liberal, filiala Rovinari, și pe afișul respectiv au dorit să apară aceste lucruri, care din punctul meu de vedere sunt niște enormități. Să pui pe un afiș electoral pe Papa Ioan Paul al II-lea și alte nume grele ale universalității. E inadmisibil să faci. Punctul meu de vedere. Eu, mă rog, sunt păreri și păreri. Acum mă aștept, dacă au făcut unii treaba asta, mă aștept mâine, poi mâine să apară și, eu știu, cântăreți, frumuseți, femei din showbiz, femei din fashion, să apară pe acolo parfumuri, eu știu ce mai gândesc ei. Ce se mai poate pune? Ce se mai poate pune ca să vezi, asta e tot un fel de prostire a lumii. Știți? Când vede, zice, băi, a apărut o firmă mare de parfumuri, bă, înseamnă că îi susține pe ăștia. Băi, hai să-i votăm noi dacă îi susține Papa Ioan Paul, alte nume grele, nu știu ce mai alte. Nu, e o greșeală impardonabilă. Afișul, din punct de vedere legal, trebuie să fie așa, ca asta. Așa trebuie să fie. Da. N-are nicio treabă. Spui ce faci, cum faci, spui, îți prezinți echipa. Trebuie să fie transparență, toate afișele astea sunt plătite de stat. Bineînțeles. 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 Totul se plătește din contul pe care eu am făcut împrumut la o bancă din Târgu Jiu. Am făcut 250 de milioane. Nu e niciun secret pe care intră în contul pe care îl avem noi la Banca Română de Dezvoltare. De acolo, mandatarul nostru va plăti absolut tot ce ține de Liviu Andrei. După care, dacă Liviu Andrei obține un procent de peste 3%, își recuperează banii. Dacă nu, rămâne cu ei dați. Și la revedere. Așa sunt toți cei care candidează la alegerile locale. În condițiile acestea trebuie să respecti legea. Dacă nu respecti legea, e grav. Bun. O să vă rog să... Suntem la final de emisiune și aș vrea să venim la rubrica de final. Sunt câteva întrebări pe care le adresez invitaților la dezbatere. De data asta, fiindcă sunteți dumneavoastră, o să adresez doar 3 dintre întrebările. Sunt 6 întrebări pregătite. Le adresez pe cele pregătite pentru dumneavoastră, pe motiv că domnul Octavian Lupulescu, nu știu din ce motiv, cert e că nu e prezent. Spuneți-mi care este primul primar al orașului Târgu Jiu și dacă știți cumva și în ce an a devenit primar. Aici. Eram prefect și am făcut o propunere, imediat, am memorie de cal. Am făcut o propunere președintelui Consiliului și primarului municipiului ca să apară în instanța prefectului, în sediu și la Consiliul Județean și la primărie, toți primarii de-a lungul timpului. Iar șefa mea de cabinet mi-a scos primarii de-a lungul, cred, nu sunt sigur. Este vorba de... Cred. Să-mi fac o greșeală, că... dar nu fac greșeală. Cred că e vorba de... Nu e de titlu, nu. E vorba de Vasile Lascăr. Vasile Lascăr. Nu. Ba da, Vasile Lascăr a avut 2 mandate, Vasile Lascăr, și a fost și ministru de interne. Și a fost în, nu știu, anul, cred că 1862, 52,
Pleci. 1864 și primul primar al orașului Târgu Jiu a fost sărdarul C. Stanciovici. Domnul Liviu, domnul Lascăr a fost primul ministru dat de Gorj, două mandate adevărat și primar de la Târgu Jiu. Asta este, deci am știut. Bun. Am știut. Spuneți-mi, pentru că tot aveți pe afișe turismul, care este primul teatru din Târgu Jiu și dacă știți cumva în ce an a intrat în circuitul turistic și dacă ați ști și sediul, locația în care se află primul teatru din Târgu Jiu, ar fi perfect. Pentru cum se pentru ce știu eu? Eu știu numai de teatrul Elvira Godeanu. De alt teatru care a mai fost în Târgu Jiu, nu știu, aș face o greșeală flagrantă ca să spun alte. Dacă veți avea șansa să deveniți primar al municipiului Târgu Jiu, poate veți reuși să reabilitați și să faceți ceva cu această clădire. Este vorba de Teatrul Milescu, anul intrării sale în circuitul cultural românesc 1875 și dacă atunci când plecați spre București, se vede un acoperiș când treceți pasarela. Acolo este Teatrul Milescu. Dacă vă uitați foarte atent la clădire, se mai văd însemnele. Este interesant. Vă dați seama că n-am avut niciun fel de tangență cu chestiile astea, niciodată în viața mea. Bun. De acord, dar vreți mandatul de primar al municipiului Târgu Jiu și astea sunt practic unele dintre cele mai importante. Nu, trebuia să veniți cu propunere din partea cetățenii. Cetățeanul de rând, Gabriela Gângioveanu, să vină cu propunere către Liviu Andrei. Gabriela Gângioveanu, știe... calitate de jurnalist, a făcut, cred că, 6 reportaje despre acest teatru, de ani de zile. Bun, spuneți-mi atunci, dacă știți, ultima întrebare, cea de-a treia, dacă știți anul în care s-au realizat și amplasat operele din ansamblu monumental Constantin Brâncuș. Nu, nu știu anul. 1938, colegii mei, da, pot să afișeze, au fotografiile, le pot afișa pe ecran. Masa tăcerii în 1938, într-adevăr, pentru poarta sărutului a durat din 1937-1938. 38? Da, și în general cam asta este perioada, 1937-1938. Pe ecran apar în momentul ăsta fotografiile și sunt și câteva cuvinte despre fiecare dintre opere, pentru că vrem să fim și educativi la emisiunile astea. Pot să vă pun și o întrebare? Una singură. Nu candidez, nu răspund la întrebări. Dar o întrebare, de ce va fi? Nu, e foarte simplă. Când credeți că vor fi aduse osemintele lui Brâncuș de la Paris, din cimitirul Montparnasse și să fie redate neamului său? Vă răspund cu o întrebare. Chiar credeți că asta este o idee bună gândindu-vă la situația în care este, de exemplu, Casa Memorială Constantin Brâncuș de la Peștișani? Nu. Nu este o idee bună. Știți de ce? Eu am spus-o. Pentru că nu vreau să își bată joc autoritățile și de osemintele lui Brâncuș, cum a fost de-a lungul timpului tot felul de probleme cu operele lui Brâncuș. Și poate că cine știe, Doamne ferește, și de acum încolo nu o să aibă posibilități, pentru că operele lui Brâncuș, ca să fie întreținute, e foarte greu să le întreții. Foarte greu și în condițiile acestea, decât mai bine stă acolo la Montparnasse, ne ucem și-l vedem acolo. E ok. Nu știu ce să zic. Eu nu răspund la întrebări, e greu să răspund la o întrebare de genul ăsta, dar cred că și întrebarea mea este tot așa de grea pentru toată lumea. E ok. Pentru că sunt multe lucruri care să le facem pe cele pe care le avem în momentul de față aici. Da. Sunt destule de făcut. Destule de făcut. V-am spus că am fost astăzi în 10 secunde și mi-au spus oamenii așa, problema câinilor, reabilitarea blocurilor, nu e niciun bloc reabilitat în zona aia, locuri de muncă, spații de joacă, investitori, leagăne în parcul din debarcater pentru copii, zonă specială pentru câini, pentru că în debarcater, știți că s-a făcut acolo ăla, dar peste tot umblă câinii. Și să vă luați agentă, că foile volante... Nu, că știți ce debat cu agenda. Știți ceva? Știrea de ultimă oră, Grigorescu l-a demis pe Ciobotărică. Iată, este oficial. Era normal. Dar era normal și să facă ceea ce v-am spus eu. A fost destul de operativ. Nu, părea, cel mai bine era să-și asume greșeala că nu l-a demis atunci când au cerut sindicatele și oamenii care pricepeau fenomenul și să se fi făcut cu el, frate.
Nu reușesc să mă conectez pe Facebook-ul domnului Grigorescu, probabil că acolo a postat despre demitere. Suntem la final de emisiune pe TV, vă cer permisiunea să mă reuneți în studio câteva minute să finalizăm discuția pe site. O seară bună, vă doresc, ne vedem la dezbaterea de mâine seară, sper să fie dezbatere, nu știu încă la vremea asta, pentru că pentru mâine seară este programat din nou Partidul Național Liberal și dacă vedem modelul din seara asta, sper să se organizeze mai bine mâine seară și poate o să avem bucuria de a avea alături. Rămâneți cu TV Sud în continuare pentru a afla toate informațiile pe subiectele fierbinți. La revedere!